de mult care deci un martor. Este cronicarul este totdeauna martor al diferitelor epoci. Dar se și implică, am văzut se că se și implică. La un moment, exact. Ziaristul nu se prea implică. Exact. El este cronicar în sensul că este și ciobanul Donat. Da, da, deci și participă și el. Participă și el. De ciobanul Donat este o figură legendară a Clujului. De fapt, cunoaștem chiar și cartierul Donat. Provine de la ciobanul Donat, care este o figură foarte interesantă și o pagină foarte colorată a trecutului Clujului. Și de fapt eu am format un unic personaj din acest cioban care se implică și el este de fapt care nu e chiar în oraș pentru că cu turma e întotdeauna în afara orașului, deci și el are acest sens al muzicii, această deci are o viață separată și un univers muzical separat. Iar peștera care apare, putem să o localizăm pe cetățuie sau undeva? Sau... Pe pădurea Hoia. Deci chiar pădurea la Hoia. Asta v-ați gândit. Sigur, eu, dacă e cazul să concretizez toate locurile, atunci da. Veți recunoaște Clujul în totalitate. Deci mi-a plăcut această... acest joc mi-a plăcut să pornesc de la locuri concrete, să pornesc de la evenimente concrete și să le iau în abstracție, deci să nu figureze chiar în sensul concret al evenimentului sau al locului, dar totuși să fie foarte, foarte clujan. Eu sunt un mare local patriot, există noțiunea în românește. Eu sunt un mare local patriot și cred că Clujul este centrul lumii, sunt convins că cea mai formidabilă atmosferă pentru un intelectual sau pentru un artist în Europa actuală este, eu cred că este Clujul. Sunt convins.